România a ajuns la baraj. Vestea ar trebui să aprindă artificiile în fotbalul românesc. Cu siguranță că s-ar fi întâmplat acest lucru dacă reprezentativa tricolor ar fi evoluat strălucitor. Elevii lui Pițurca au evoluat la fel de șters și contra Estoniei. Fără niciun orizont tactic, Tănase Stancu și Marica au reușit să-i învingă din talent pe limitații jucători ai țării baltice. Rămâne de remarcat însă o poziție adusă până la sacrificiu pe care au opus-o specialiștii în sporturi de iarnă. Olanda nu a iertat Turcia, astfel că România va disputa barajul. Portugalia, Croația, Grecia și Ucraina sunt cele patru posibile adversare ale tricolorilor. România pornește cu șansa a doua, cum spunea chiar selecționerul nostru. Motivul principal îl constituie însă sărăcia de idei tactice a lui Victor Pițurcă.